ați revenit, dragi telespectatori, într-un loc dificil și plin de aventuri, între scriptură și ziare. În ultima vreme, ziarele au explodat de diferite, din pricina unor știri, cum ar fi creșterea francului elvețian, prăbușiri de mari industrii, schimbări pe piața financiară. Trecem printr-o epocă de mari frământări în acest domeniu, și Deși stăm cu Biblia în mână, ne concentrăm pe viața spirituală și ne întâlnim cu Dumnezeu în fiecare dimineață, în timpul nostru de părtășie, nu putem spune că nu ne afectează aceste lucruri. Astăzi l-am invitat pe um, un prieten care are și expertiză și experiență în domeniul financiar. Este bun cunoscător al sistemului bancar și l-am invitat. De această dată, nu numai ca expert financiar, ci ca un drept credincios, un om care susține adevărul de scripturii și care predică adevărul de scripturii, deopotrivă raportându-se ca expert la realitatea financiară. Bine ai venit, Mitraș Dudaș. Mulțumesc. Cine este Mitraș Dudaș? Povestește-ne câte ceva din trecutul tău financiar. Asta ne interesează acum pentru că vrem să beneficiem de expertiza ta în acest domeniu și credem că trupul lui Hristos se poate folosi de diversele noastre chemări, unele considerate de unele persoane foarte vulgare sau prea puțin spirituale, credem că trupul lui Hristos are diferite daruri și aceste daruri pot, fi, pot căpăta formă și prin modul în care ne-a șlefuit Dumnezeu în ultimii ani. Deci cine este Mitraș Dudaș, expertul financiar? Mitraș Dudaș este un om care a învățat să se joace cu bulgării de zăpadă. <laughs> Pentru că, din perspectiva mea, afacerile sunt bulgări de zăpadă, care sunt mai mici la început, te crezi mai grozav decât alții, că tu ai bulgărul, el nu are apoi crește bulgărul și pui mai mulți bulgări peste o altă și faci un om de zăpadă, îl pui în fața casei, și trecătorii vin și realizează de ce ești în stare, ce ai făcut, care sunt uh, lucrurile tale, care te caracterizează. Însă, dacă bulgărul crește periculos de mult, poate să declanșeze o avalanșă. Și de aceea zic am învățat, pentru că în uh, timpul în care a trecut am avut de-a face cu uh, fel și fel de experiențe și momentul în care am realizat pericolul avalanșei a fost momentul în care am uh, fost nevoit să um, Mă limitez la omul de zăpadă. La un moment dat, în anii 90, din câte știu eu istoria ta, erai extrem de binecuvântat financiar și ai luat o decizie radicală. Poți să ne spui despre acest moment când ai spus stop și ai, ai, a fost un punct de turnură în care, care a fost considerat de prietenii tăi necredincioși și o nebunie? Cei care sunt credincioși, și chiar oamenii de afaceri l-au găsit un gest extrem de admirabil. Da, a fost într-adevăr una, una din provocările cu care a trebuit să fac față. Am pornit în business foarte devreme, chiar la începutul afacerilor, în urma decretului lege 54, în martie 90 fost printre primele firme care le-am dezvoltat împreună cu colegii uh, și am construit firmă după firmă pentru că era un gol mare în domeniul acesta. Însă, uh, vâltoarea m-a prins am construit om de zăpadă după om de zăpadă în 93 împreună cu alți prieteni am pus bazele unei bănci am fost implicat în demararea ei nu cel mai important dar am fost și eu implicat apoi au apărut alte instituții legate de acea bancă instituții financiare asta m-a dus în direcția nevoii de a mă specializa am făcut școală am făcut un MBA am lucrat mult pentru a înțelege fenomenele financiare care erau doar la începuturi în anii aceia, dar în sfârșitul anilor 90, după 10 ani plini de business, într-o seară când am ajuns acasă și copiii mei dormeau, m-am uitat la ei și am zis, nu bine. A doua zi m-am dus la servici și le-am spus colegilor, dragii mei, eu am altceva mai bun de făcut. Și prima întrebare a lor a fost, te duci la București? Am râs și am zis, nu, mă duc acasă. Mă duc la copiii mei, mă duc acolo unde este nevoie, mai mult de mine, pentru că degeaba le-aș da mulți bani copiilor, dar i-aș pierde pe ei, i-aș pierde relația cu ei, nu ar merita. Și am preferat să aleg cealaltă variantă. Să investesc timpul meu și viața mea în copiii mei, și uh -huh. chiar dacă din momentul acela am limitat uh, resursele financiare, am păstrat însă. Uh, pasiunea mea pentru domeniul financiar, pentru această expertiză în domeniul financiar, și am uh, continuat de atunci să mă implic ajutând pe alții. Practic, făcând uh, consultanță, asta de, exact, e a, da. activitatea principală acum. Uh, având o vechime atât de mare, asta este un avantaj, A început în anii 90 și. În anul 90? În, chiar în anul 90, uh, având un avantajul uh, observării. Pieței românești și a dezvoltării afacerilor încă din vremurile de junglă până la ordonarea acestui haos. Ai văzut foarte multe mișcări, dar ai văzut de asemenea ce se întâmplă și cu oamenii. Ai văzut mm -hmm. ce s-a întâmplat cu tine, ai văzut ce s-a întâmplat cu cei din jurul tău, ai văzut cum în unii s-a dezvoltat lăcomia, dorința de a avea tot mai mult, în diferite forme, unii pentru a-și asigura minimum de condiții, alții pentru a se dezvolta dincolo de limitele uh, pe care și-l-au visat vreodată. Și mulți se împrumută pentru acest lucru. Despre acest subiect aș vrea să discutăm acum când observăm atâți de mul, atâte, atâția de mulți oameni înrobiți în prejurul nostru de împrumuturi pe care nu le mai pot da înapoi. Ajung la faliment personal. Ce sfat le da ca unul care te uiți și în scripturi, nu numai în ziare, te uiți și la adevărul revelat, nu numai la bursa de valori. Comparând cele două surse de informație, scripturile și ziarele, vreau să fac o remarcă legată de eternitatea scripturii vis-a-vis -vis de temporalitatea ziarului. Uh -huh. informația scripturii este aceeași de acum câteva mii de ani și este încă valabilă și foarte valabilă și probată, Forma și, probată uh -huh. și informația ziarului este nici măcar astăzi încă nu mai este valabil. Este foarte uh -huh. curând perimată și uh, dispare fără să-și fi lăsat o amprentă. Așadar eu aș prefera să aleg uh, scriptura uh, ca și sursă. Din scriptură am învățat că undeva există o legătură intrinsecă între Binecuvântare și a nu avea nevoie de împrumut. Chiar dacă foarte mulți folosesc și chiar am auzit că ai folosit termenul acesta: Binecuvântarea nu are legătură niciodată cu materialul. Binecuvântarea are legătură doar cu relația cu Dumnezeu, relația cu familia relații, relații, relații. În niciun caz, lucrurile aceste materiale nu pot fi numite binecuvântare. Dacă ai primit o mașină, este o isprăvnicie, adică Dumnezeu ți-a dat ceva să vadă cum știi să administrezi mașina aia pentru împărăția Lui. Și te va întreba într-o zi dacă ai știut să faci lucrul ăsta bine sau rău. Dacă ai primit o casă, Dumnezeu ți-a dat-o ca o isprăvnicie, ca să o administrezi pentru împărăția lui. Și într-o zi te va întreba dacă ai făcut-o bine sau rău, dacă ai primit oaspeți, dacă ai găzduit pe sfinți sau exact cum ne învață Scriptura. Așadar, binecuvântările au de-a face doar cu relații, au de-a face doar cu lumea interioară, cu omul din lăuntru. Însă, binecuvântarea este legată de ascultarea de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în Deuteronom, Că dacă vei asculta de Dumnezeu, eu te voi binecuvânta. Și când te voi binecuvânta, nu vei fi nevoit să iei împrumut. Dacă însă nu vei asculta de Dumnezeu, atunci vei fi nevoit să iei cu împrumut. Deci, undeva există o legătură strânsă între a asculta de Dumnezeu, a face ceea ce dorește Dumnezeu și nevoia aceasta. Nu aș vrea să considere cineva că a lua împrumut în sine este un lucru negativ. Din nou, vreau să spun, în Biblie găsim momente în care s-a luat cu împrumut chiar de la primele, primii oameni și continuă până în zilele Domnului Isus Hristos. Relatările Bibliei vorbesc despre oameni care dau și iau ca împrumut. Și însă și sistemul financiar de astăzi este o continuare instituționalizată a sistemului financiar încă din vremurile descrise în Scriptură. Așadar, nu este nicio noutate. Noutatea pe care aș vrea să o aduc este legată de nevoia fiecăruia de a-și construi o relație corectă cu Dumnezeu, nevoia de a se ancora puternic pe ascultarea de Dumnezeu și, ca și o consecință a unei bune administrări a resurselor pe care le primim. Dumnezeu ne dă posibilitatea să administrăm mai mult. Este acea regulă a ispravnicului în lucrurile mărunte, în lucrurile mici, care dacă este credincios, dacă le face bine, Dumnezeu îi dă și mai multe lucruri spre administrare. Nu împrumutul în sine este problema, ci felul în care eu administrez lucrurile care le-am primit, și care din neascultare de Dumnezeu mă pot duce la împrumut. Iar dacă continui să ascult de Dumnezeu, continui să rămân în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă da acea înțelepciune, acea capacitate de a rândui lucrurile în smerenie. Că uneori, uneori există și această legătură. Împrumutul este o capcană a mândriei. Adică eu vreau să fiu ca și vecinul meu, vreau să am ce intr are. Intru într-o competiție și ca să ajung să-l ajung din urmă, iau împrumut. Smerenia însă ne poate face să ne calculăm bine lucrurile sau, cum spune românul, să ne întindem cât ne ajunge plapuma. Și să nu apelăm la lucruri care nu sunt în dreptul nostru, nu sunt necesare pentru isprăvnicia limitată pe care am primit-o. Dumnezeu ne dă întâi puțin, ca și cum îi dau eu copilului meu. La început îi dau mai puțin bani și dacă îl văd că știe să-i gestioneze, îndrăznesc, îi dau din ce în ce mai mult. Dacă îl văd că risipește, restrâng această administrare până când el învață lecția și în momentul în care am încredere în el, în momentul acela îl lărgesc administrarea pe care eu o dau. Ce ar trebui să știe uh, telespectatorii noștri despre sistemul bancar pe scurt? Cum funcționează, dacă poți să ne explici, cum funcționează pe scurt, foarte pe scurt, sistemul bancar? Cât se poate de simplu pentru cineva absolut neinițiat în tehnici financiare? Sistemul bancar este o sumă de instituții care uh, au ca scop principal să capitalizeze Resursele financiare, și apoi să le pună pe piață sub forma de împrumuturi sau de produse financiare. Sistemul bancar este compus din băncile existente, din uh, sistemele de reglementare, Banca Națională, uh, din uh, sistemele de transfer dintre bănci, dintre sistemele de plăți, sistemele de carduri, toate acestea intră în sistemul bancar. Și ele se, din cât înțeleg eu, se uh, reasigură unele, în, unele pe celelalte ca să un sistem stabil. Exact și uh, chiar în România băncile au creat o, o structură care uh, constituie un fond de garantare a creditelor, care este un fond autonom, constituit din banii băncilor pentru a garanta o anumită limită pentru credit. Cum câștigă și cum se întreține acest sistem bancar? Din dobânzi? Deci aflăm, este da. acest termen de dobândă. Ce, ce, este dobânda? Cum anume funcționează această dobândă? Că mă uit, banca tot îmi spune că vrea să-mi fac un bine, vrea să-mi fac un bine și nu prea am încredere că ar fi o instituție de caritate. Așa am o, un oarecare scepticism în dreptul meu. Dar probabil eu sunt greșit. Ce înseamnă această dobândă? băncile dau dobândă pentru depozite și percep dobândă pentru credite. Dobânda pentru depozite este întotdeauna mai mică decât dobânzile pe care băncile le percep pentru credite. Diferența dintre cele două niveluri de dobândă constituie venitul băncii. Adică banca capitalizează niște bani cu o dobândă mai mică și dă altora cu o dobândă mai mare câștigă implicit din diferența dintre cele două dobânzi. De asemenea, băncile câștigă destul de bine din comisioanele pentru tranzacțiile financiare. Dacă eu am avut un depozit, când mă duc să ridic, banca mai percepe și un comision de ridicare, de numerar sau un comision de ridicare de sume respective, comision care iarăși intră în veniturile băncii. Cam astea sunt sursele de câștig ale băncilor. Am văzut în ultimul timp, ne-au invadat informații de acest fel. Bănci care cad. În 2008 s-a întâmplat această catastrofă care a pornit tot din, din, din domeniul bancar, a lovit domeniul imobiliar. Credincioșii noștri au fost prinși și unii dintre ei au pierdut foarte mult în tot felul de aventuri financiare, unii au pierdut pentru că s-au împrumutat peste puterile lor. Avem următorul caz sunt tânăr, m-am căsătorit de câteva luni, vreau să pornesc la drum într-o țară ca România sau în Statele Unite sau într-o țară europeană, doresc să am un loc în care să-mi cresc copiii, o casă, doresc să am o mașină pentru a mă deplasa la slujbă ca să îmi asigur veniturile ce mă sfătuiești? Mă împrumut sau nu? Mă împrumut din bancă? Există vreun sistem alternativ? Aș putea ocoli acest lucru? Da, asta ar fi sugestia mea: să nu te împrumuți din bancă, ci să găsești creativ din multele sisteme alternative, nu doar unul, ci din multele sisteme alternative, să găsești acel sistem care se potrivește. Așa să hmm. exemplific câteva sisteme alternative la Excellent. Împrumutul, Excellent. împrumutul din bancă. Așa zis, împrumut, de la. Familie și prieteni. Probabil că mă gândesc că ei nu au bani sau nu pot să mă ajute, dar dacă divizez suma de care am nevoie la cât mai mulți, pot cu puțin de la fiecare, punând la oaltă, să-mi obțin ceea ce am nevoie. Acum, este o problemă, ziceai România sau America. Știu că în Statele Unite, de exemplu, a fost un program pentru tineri foarte interesant îi ajuta să își pornească la drum în primii ani după căsătorie doar pentru a-și cumpăra o garsonieră. Și atât. Nu le dădea credit pentru mai mult. De ce? Pentru că ideea era așa. Te duci și în 5 ani tu vei avea suficient capital ca să te duci mai departe, să schimbi. Așadar, îți iei niște bani, în 5 ani îi plătești garsoniera o folosești primii ani de în viață când ești numai tu și soția și chiar dacă mm. se naște un copil este loc suficient într-un asemenea spațiu și mulți din generația mea au fost din cei care au avut primul copil în garsonieră eu personal sunt unul dintre ei mm. și apoi când te-ai pus puțin pe picioare te duci la următorul pas e un apartament cu două camere mai mergi încă 5 sau 10 ani sau 7 ani cât e, poți și te mai pui un pic pe picioare și te duci la următorul pas. Dacă însă mergi pe sistemul care acum este foarte la modă și sari în 50.000 de euro pe care ți dă programul prima acasă și e, te faci rob pentru 30 de ani. Practic asta îți taie toată creativitatea. Adică 50 de ani, tu 30 de ani tu trebuie să plătești pentru ceva ce ți-ai luat acum, dar pe când vai, vei termina de plătit, lucrul ăla nu va mai avea nicio valoare, nicio relevanță. Va avea valoare comercială, dar va fi o povară pe care ai purtat-o cu tine și pentru tine. Și nu, nu poți va... garanta pe sănătatea pe care o ai, Dacă... nu poți garanta că exact. vei avea slujba din care se plătește. 30 de ani, că... da. Sigur. Uh, undeva, va lua cumprumut înseamnă a-ți ipoteca viitorul, a-ți vinde viitorul ori hmm. viitorul nu ne aparține nou, viitorul îi aparține lui Dumnezeu, exact. el știe sănătatea mea de mâine, ziua mea de mâine capacitățile mele, veniturile mele, toate astea Dumnezeu le știe și eu nu am dreptul să le, să le ipotechez unei bănci, așadar ziceam mai înainte de un sistem uh, de... un sistem alternativ, um, alternativ care de fapt este sistemul tradițional evreiesc care îl găsim exact. la Amiș, care îl găsim în vechiul sat românesc când exact. în, în, în satul românesc adunau familia în jurul noii familii puneau la oaltă bunuri pentru a le uh, umple curtea, cum se spunea atunci, pentru, și în felul acesta îi îndatorau cumva pe cei care erau proaspăt căsătoriți să facă același lucru peste un an, doi, trei, pentru când alții. Near, pentru alții da. Deci acesta e primul sistem, hai să spunem, sistemul tradițional, istoric, ancestral. Da? O altă modalitate. Un, al, un alt sistem uh, tot legat uh, și pus foarte bine pe acest calapod al a te întinde cât îți ajunge plapuma, este să faci pași din aproape în aproape. Și începusem să vorbesc despre exemplu american în care nu îți dădea voie sistemul sau dacă vroiai să beneficiezi de programul lor decât să te duci puțin câte puțin. Și am avut situații în care au venit oameni căsătoriți și m-au întrebat ce să fac. Am 10.000 de lei, 12.000 de lei, adunați, banii adunați la nuntă, ce să fac? Și am zis, hai să vedem ce putem face cu banii care ai. Cumpărăm un teren și uităm de el 5 ani. În 5 ani găsim o variantă convenabilă ca să locuiți undeva, nu cea mai specială chirie și cea mai, nu știu cum, smerenie, să vă puteți limita la niște lucruri strict necesare. Ei, în anii aceștia ei s-au capitalizat, și peste 5 ani au putut să construiască ceva pe terenul acela. Pas cu pas, dar tot timpul și-au folosit creativitatea, și-au dezvoltat și în fiecare zi și în fiecare an lucrurile păreau, aveau bucurie continuă, dezvoltată pas cu pas și nu o bucurie cu o perspectivă așa de îndepărtată. Este extrem de interesant ce spui despre uh, uciderea creativității. Uh, suntem creați după chipul lui, lui Dumnezeu. Dumnezeu este un creator. Și ne-a dăruit nouă creativitate. În momentul când ne blocăm pe, o, pe o, un fel de. Întătorarea uh, este uciderea credinței. Exact, un fel de topogan din asta care nu are niciun fel de posibilitate de manevră. Este un topogan care te duce într-o singură direcție. Atunci, lipsa opțiunilor, lipsa manevrilor secundare ne, ne ucide creativitatea. Eu am trăit în același fel cum ai descris, din aproape în aproape, căutând soluții și am observat binecuvântarea lui Dumnezeu, refuzând cu încăpățânare orice fel de împrumut instituțional, bancar uh, acum suntem în situația în care să presupunem, avem uh, situația în care cineva s-a legat a ajuns uh, ne ascultă și-ar dori să scape ce îl sfătuiești? ce ar putea să facă? Uh, să este scape legat cât mai repede prin, prin contract? Uh, este legat prin, prin semnătură da. există posibilități de eliberare da. pe toți care mă întreabă asta le spun, tuturor le spun să scape cât mai repede și anume, hmm. pentru o perioadă să facă un efort suplimentar încât să, chiar dacă ei au primit creditul acela pentru o perioadă de 10-15 ani să-l termine cât se poate, în jumătate timpul dacă se poate, să termine cu creditul respectiv, adică în fiecare lună să, pe lângă rata care au calculat o banca și toate celelalte, să pună deoparte și să restituie băncii din partea de capital, din partea de împrumut, să restituie băncii în o sumă suplimentară. Cât pot ei mai mult? Și am stat cu unii și am socotit pe bugetul lor, pe veniturile minus cheltuielile lor, cât Pot să mai pună suplimentar la restituirea creditului. Cea mai bună variantă, e când apare povara creditului, este să scapi cât mai repede. Acum, dacă sunt mai multe credite, ele trebuie eșalonate, negociate cu băncile sau cu furnizorii de servicii, în așa fel încât cea mai împovărătoare datorie să fie prima care o termin, dar să o lichidez, să zicem, în câteva luni, să scap de cea mai împovărătoare. următoarea, mai, tot așa împovărătoare și așa mai departe, până la cea mai relaxată datorie, să scap cât mai repede de datorii. Dar ce aș putea spune tuturor este scăpați cât mai repede de datorii. Aici ne lovim de următorul lucru. Noi venim într-o generație, îi spune generația ori-ori. Ceea ce tocmai ai descris presupune o reducere a standardului de viață, un efort suplimentar, o smerire, cum bine ai spus, căutare de noi căi, sunt în panică aceea foarte utilă și bun combustibil pentru creativitate. Numai că avem o nouă generație înaintea noastră, generația copiilor noștri și a nepoților noștri, care sunt generația lui și-și. Vreau și vacanță în Hawaii, vreau și acolo, și acolo, și aia, și aia. Vreau și uh, nu știu care gadget ultra performant, și cu tare, și cu tare. Uh, cum împăcăm aceste lucruri? Trebuie să facem un efort de educație, trebuie să facem un efort de luminare acestei generații ca să-i scăpăm de această patima lui și-și, și 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 a îndreptat spre modelul ori-ori. Am învățat de-a lungul timpului vis-a-vis -vis de bugetul personal, se poate face o structurare foarte bună a nivelelor de cheltuieli. Există în centru un uh, uh, loc unde aș putea zice locul lui Dumnezeu. Prima parte din cheltuielile mele, din tot ce am, din venitul meu de fapt, care devine cheltuială dându lui Dumnezeu, uh, este, primul loc este al lui Dumnezeu. Apoi, într-un cerc exterior, ar fi obligațiile de plată. Tot ce nu suferă uh, discuție. Taxe, impozite, anumite Întreținerea, lucruri. Întreținere, da, Exact. Lucruri care sunt. Uh, nenegociabile. nenegociabile. Telefonul l-aș lăsa puțin deoparte. Da. <laughs> uh, pentru că există un cerc exterior acestuia care se numește nevoi. Și în nevoi eu aș pune doar două lucruri. Pentru că mulți s-au grăbit să pună multe în nevoi. În nevoi aș pune doar ceea ce zice Hristos. Nevoia de hrană și nevoia de îmbrăcăminte. Și asta ni le promite Dumnezeu că întotdeauna el ne va purta de grijă. Și, și e cer... cotidian, nu în avans, ci cotidian, exact. zi, zi de zi. Și le-aș pune în cercul acesta <coughs> nevoile <coughs> uh -huh. uh, și astea sunt destul de elastice. Adică am nevoie de hrană, dar eu pot să mănânc uh, ceva foarte uh, economic, simplu, de la piață, uh, gătit de mine sau pot să mănânc în fiecare zi în restaurant. Uh, este o diferență destul de mare. E aceeași nevoie acoperită în mai multe feluri. De asemenea, și nevoia de îmbrăcăminte. Eu pot să mă îmbrac dintr-un loc sau din altul. Depinde ce am de făcut. Care sunt celelalte lucruri? Care sunt obligațiile? Care sunt datoriile la care m-am angajat? Pentru că restituirea creditului aș pune acolo în obligații. În prima parte. Corect. Și apoi vine a tre al treilea sau al patrulea cerc, un cerc mai exterior, uh, care ar fi cercul dorințelor. Mm -hmm. Și aș pune telefonul acolo. Da, da, da. Uh, telefonul nu e o nevoie. Uh, telefonul, nu telefonul nu este o obligație. Telefonul nu este o datorie către Dumnezeu. Și mai ales tipul de telefon. <laughs> tipul de, de mașină. <laughs> Așa. Uh, Le-aș pune în, în domeniul dorințelor. Ei, hey, uh, atunci când zic, mă întind când îmi ajunge plapuma, pornesc de la zeciuiala pe care o dau lui Dumnezeu, continuată cu obligațiile la care m-am angajat, continuată cu nevoile care îmi sunt și care le dimensionez în funcție de potențial, de venitul meu. De, dacă îmi pun de -o parte toate veniturile și deoparte îmi pun toate celelalte, mă duc în acoperirea nevoilor până unde mă ajung. Apoi rămâne loc de dorințe. Dorințele nu sunt obligatorii. Dorințele sunt uh, niște lucruri uh, care... Uh, undeva le-aș lega de grădina Edenului de acel acolo fruct acolo punem vacanțe, acolo punem hobby acolo punem pescuitul vânătoarea. acel fruct <laughs> care căruia satan îi face reclamă în grădina Edenului și îi spune că era de dorit da. Da, de dorințe, da, cuvântul care l-am folosit și eu și de bâncat și de privit respectiv ceea ce se întâmplă cu reclame din zilele de astăzi așadar dorințele le-aș dimensiona în funcție de venituri da, am posibilitatea le pun deoparte. Nu am posibilitatea, nu le pun deoparte. Și apoi aș lua din tortul acesta, care l-am făcut, și aș tăia o felie. Și din felia asta aș face parte altora, prin dărnicie, milostenie și investiții. Deasupra acestui subiect aș vrea să revenim într-o emisiune ulterioară. Neapărat trebuie să discutăm împreună despre dărnicie, din venitul net, din venitul brut pentru că aici avem un mod de a-l fura pe Dumnezeu despre investiție despre ce înseamnă dărnicie către alții, dărnicie către comunitatea eclesială din care fac parte neapărat vom reveni cu, cu o emisiune ulterioară legată de aceste aspecte aș vrea să mă opresc pentru ultima parte a timpului nostru asupra acestei, acestui tort cum îl numești, eu îl văd ca o gogoașă care aluniez cald și acolo este prioritatea numărul 1. Practic, ce ne transmiți prin acest model este că uh, telespectatorii care ne ascultă acum ar trebui să facă de urgență ordine în prioritățile lor. Exact. Practic, acolo au ajuns la o robie din cauza unor priorități patologic uh, ordonate. Și primul pas pe care îi sfătuim este să-și facă ordine. Tocmai în de aceea până... am spus de la început, uh... A ajunge la datorie, la împrumut, este o problemă legată de administrare, de felul cum îți faci isprăvnicia în lucrurile mărunte. Și undeva acolo trebuie să lucrăm, la isprăvnicie. Deci, Mitraș, ca unul din fondatorii unei bănci cunoscute și încă stabilă, foarte stabilă pe piață, ne sfătuiești să împrumutăm din bancă sau nu? Mulți m-au întrebat de ce sau care este legătura între a fi fondatorul unei bănci și felul în care eu abordez acest lucru. Și lucrurile sunt compatibile, totuși. Pentru că băncile în principal sunt gândite ca să finanțeze investiții în domeniul afacerilor și nu investiții private. O bancă, nu, în nu în dorințele noastre, ci în planurile noastre. Adică, dacă eu îmi fac un plan de afaceri foarte bine gândit și mă duc la bancă și banca mi-l finanțează, înseamnă că lucrul acela trebuie să-l dezvolt și pot să-l dezvolt destul de bine. Dar asta nu înseamnă că dacă eu vreau să-mi schimb la fiecare două zile tableta sau știu eu ce altceva, ar trebui să apelez la bancă. Nu. Pentru. Dorințele mele, pentru uh, nevoile mele personale. Dumnezeu mi-a promis să-mi de grijă pentru nevoi, pentru mâncare și pentru îmbrăcăminte și dacă vreau să fac o afacere, mă duc la bancă. Atunci când am gândit banca, am gândit-o împreună cu alți oameni de afaceri ca un uh, for al finanțării afacerilor și nici de cum pentru finanțarea dorințelor Evoiste. egoiste și uneori uh, chiar. Declanșate de această lipsă de isprăvnicie la care fac referință adesea. Din 1998 am deschis un fișier de Excel în care mi-am trecut toate cheltuielile, tot ceea ce a reprezentat venit și toate cheltuielile pe care le-am făcut în luna respectivă. Am continuat lună de lună, an de an, continui să fac acest lucru astăzi. Primele luni au fost extrem de umilitoare. Atunci mi-am dat seama de diferența dintre uh, dorințele mele egoiste uh, dintre nevoile autentice și mi-am dat seama ce prioritate are Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu în viața mea ce vă sfătuiesc dragi prieteni este să deschideți un astfel de fișier dacă nu deschideți un carnețel și notați câteva luni șase luni să presupunem uh, pentru început și veți vedea o experiență umilitoare în umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu îi mulțumesc invitatului nostru pentru sfaturile extrem de importante pe care le-am primit astăzi. Da. Îți mulțumesc, Mitraș, pentru felul în care îți pui darurile și experiența pe care ai câștigat-o până acum, modul în care te călăuzi Dumnezeu și te-a format Dumnezeu în lumea afacerilor. Îți mulțumesc pentru că ne-ai pus aceste lucruri la dispoziție și te dăruiești celor din jur. Și sperăm să continuăm acest dialog Tot în viitor dragoste. pentru folosul celor care ne ascultă. Mulțumesc! Și eu mulțumesc!